domnilor și domnilor, se intonează imnul național al României. Ca să primească cu milostivire în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic această mulțumire și rugăciunea noastră. Duiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevrednicilor robilor săi pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefacerile primite de la dânsul, ci să-i fie bine primită ca tămâia cea bine mirositoare. Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru ca să audă și acum. Loc, repaus. Urmează alocuțiunile privind semnificația evenimentului. Doamnelor și domnilor, adresăm rugămintea domnului Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamț, să ia cuvântul. Distinse oficialități, stimați comandanți, onorate cadre militare, dragi veterani de război, preacucernici părinți, dragi români. În fiecare an, de 1 decembrie, trăim o emoție specială și cred că se datorează faptului că de ziua națională, inimile românilor vibrează pe aceeași frecvență. Trăim mai puternic fiecare clipă, simțim altfel versurile imnului. Privim cu mai multă mândrie tricolorul. Alături de structurile militare ale Ministerului Apărării Naționale, în cadrul ceremoniei militare, drapelul de luptă a fost decorat de președintele României cu Ordinul Virtutea Militară în grad de cavaler, cu un semn de război pentru militari. Defilarea continuă cu detașamentul aparținând Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț, sub comanda locotenent colonelului Silviu Andrei Mălinescu, urmat de drapelul de luptă al unității și plutonul cu militari, comandat de capitan Mihai Afloare. Urmează detașamentul aparținând Inspectoratului pentru situații de urgență Petrodava al județului Neamț, sub comanda maiorului Vasile Varganici, din cadrul centrului operațional, urmat de drapelul de luptă al unității și cu plutoanele cu militari astfel. Plutonul cu subofițeri și soldați din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț, comandat de plutonier ajutant Elena Maria Dănilă. Plutonul cu militari și soldați din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Neamț, comandat de capitan Ionuț Afloare. Defilarea detașamentelor se încheie cu structura aparținând Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, sub comanda comisarului șef de poliție, Mihai Bistriceanu, un puternicit șef serviciu ordine publică din cadrul inspectoratului. Doamnelor și domnilor, urmează defilarea tehnicii militare și autospecialelor. Defilarea este deschisă de grupul de tehnică militară. Și transportor anfibiu blindat TAP-77, destinat pentru luptă și transportul grupei de infanterie.
Urmează defilarea autospecială la marțul inspectorului de jandarmi județean Arx, cu următoarea compunere. Autospecială de intervenție Opel Vivaro. Și autospecială de intervenție Dacia Duster. Defilarea continuă cu autospecialele din dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț cu următoarea compunere. Autospecială de stins incendii cu apă și spumă destinată intervenției la stingerea incendiilor în mediul urban. Autospecială de primă intervenție, stingerea incendiilor și în cazul producerii unor dezastre sau calamități naturale. Autospecială pirotehnică APIRO, destinată intervențiilor în situații de urgență generate de asanarea teritoriului, de munițiile rămase neexplodate din conflictele armate, de distrugerea podurilor de gheață, stâncilor sau alte elemente ce pot bloca căile de comunicație. Și ambulanța tip B2, destinată intervenției de urgență și transportul medical asistat al pacienților. Urmează defilarea autospecialelor aparținând Inspectoratului de Poliție județean Neamț, autospecială pentru intervenție marca Mercedes Vito și autolaborator rutier marca Ford Transit. Acum defilează autospecialele aparținând Direcției Regionale de Informații Moldova Nord. Ceremonia militară se încheie cu defilarea autospecialelor aparținând Poliției Locale Piatra Neamț, respectiv Serviciului Siguranță Rutieră, Compartimentului Protecție a Mediului din cadrul Serviciului Control Urban și autospecială din dotarea Patrulei de Intervenție. La mulți ani în România, cele mai importante zile sunt cele care ne aduc împreună. Astăzi suntem cu toții aici pentru a sărbători Ziua Națională cu mândrie și transmit un la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni. Fiecare popor își alege momentul cel mai... Doamnelor și domnilor, o invit pe scenă pe doamna Carmen Elena Anastasă, managerul Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Secularie, Neamț. Momentul sublim al istoriei sale. La mulți ani, Pietren, la mulți ani, Nemțeni, la mulți ani, România. La mulți ani... Este o onoare pentru mine să trăiesc această zi națională în acest cadru oferit de avansarea în grad. Vine după un moment emoționant trăit ieri la Palatul Cotroceni, prezența domnului președinte al României. Este o onoare pentru mine această avansare și se suprapune practic peste emoția acestei zile naționale, sentimentul fiind unul foarte, foarte intens de împlinire, de satisfacție profesională, un moment care, să spunem, nu a fost planificat, ci a venit pur și simplu ca urmare a propunerilor făcute de comanda Inspectoratului General și țin să le mulțumesc pe această cale pentru... Istoria și Marea Unire din 1918 au confirmat puterea unității noastre și iată, avem prilejul cu fiecare nouă provocare a prezentului să demonstrăm că împreună noi, românii, avem puterea de a ne atinge marile obiective. Este mesajul premierului Marcel Ciolacu de Ziua Națională. Șeful guvernului a lansat și un apel la unitate. Când ceva tinde să ne dezbine, să ne amintim că suntem toți români și că avem un drum comun de parcurs ca națiune, de care depind prezentul și viitorul întregii societăți și al fiecărui cetățean. O Românie puternică, orientată spre dezvoltare, care să se reflecte în plan economic, dar mai ales în viața de zi cu zi a românilor, este un obiectiv firesc, capabil să ne unească. La mulți ani tuturor românilor, la mulți ani România, a transmis Marcel Ciolacu.
Suntem datori să veghem destinul acestei țări, oricât de tulburi ar fi vremurile pe care le trăim. Iubirea de țară stă în inimă și în faptă. Este mesajul președintelui Senatului Nicolae Ciucă de Ziua Națională. Pentru copiii noștri, pentru frumusețea și bogăția pământului românesc, pentru tradițiile și fibra noastră culturală, pentru viitor și pentru că România este acasă. La mulți ani, români, a scris pe Facebook șeful Senatului. Nicolae Ciucă a și postat o fotografie în care apare alături de mai mulți tineri cu un drapel tricolor de mari dimensiuni. Peste 2400 de militari angajați din Ministerul de Interne, dar și de la SRI și STS, au defilat astăzi pe sub Arcul de Triumf din capitală. Au fost și 150 de mijloace tehnice, iar cerul Bucureștiului a fost survolat de 40 de aeronave și elicoptere. La parada de Ziua Națională au participat și 250 de militari străini din țări aliate NATO și partenere. Ceremoniile au început cu sosirea președintelui Klaus Iohannis, dar și cu intonarea imnului național, acompaniat de 21 de salve de tun. Zeci de mii de persoane, de la cei mai mici la cei mai mari, au urmărit defilarea. Dimineață, o ceremonie militară și religioasă cu depunerii de coroane de flori a avut loc și la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol. Diseară, de la ora 19, militarii brigăzii 30 gardă Mihai Viteazul se vor retrage cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Național, Calea Victoriei, Palatul Parlamentului, Palatul Cotroceni. Liderii politicii sărbătoresc Ziua Națională cu președintele Klaus Iohannis. Șeful statului organizează ca în fiecare an recepția de 1 decembrie la Palatul Cotroceni. Vor participa între alții premierul Marcel Ciolacu, dar și șefii celor două camere din Parlament. Partidele din opoziție au criticat administrația prezidențială că nu au fost invitate la recepție. Președinția transmite însă că invitațiile sunt trimise în baza unei legi din 2016, care prevede că lista de invitații să fie compusă doar din lideri politici cu funcții importante în instituțiile statului. 1 decembrie nu este doar Ziua Națională a României, ci și ziua de naștere pentru zeci de mii de români. Mai bine de 60.000 de persoane sunt sărbătorite astăzi. Peste jumătate dintre acestea, adică 31.400, sunt femei, majoritatea cu vârsta cuprinsă, între 25 și 65 de ani. Datele au fost transmise de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor. Românii sunt din ce în ce mai mândri de limba și cetățenia lor. Un sondaj INSCOP făcut la comandanews.ro arată că numărul celor care se declară mândri că sunt români a crescut cu 12% în ultimii 10 ani. Astfel, 95% dintre respondenți au spus că sunt mândri că sunt români. A crescut semnificativ și numărul celor care arborează tricolorul de Ziua Națională. Practic, jumătate dintre români înalță drapelul acasă de 1 decembrie, cu 23% mai mulți față de acum 10 ani. Totodată, peste un sfert dintre respondenți au spus că ar fi de acord cu mutarea Zilei Naționale într-un anotimp ceva mai călduros. Sondajul a fost realizat între 20 și 27 noiembrie, telefonic, pe un eșantion de 1100 de persoane adulte.